Antrenorul Gloriei, Ion Viorel, nu crede că echipa buzeană se va desfința. Tehnicianul nu înțelege refuzul dat de către Fisc și speră în continuare la salvarea echipei. Am mai zis-o, să judecă și nu cred că să dăm niciun faliment. Nu o să ajunge acolo pentru că e păcat de un brand ca Gloria Buzău pentru 300.000 de euro sau nu știu câte datoriile adunate. Sunt altele cluburi, ați văzut, au intrat în insolvență cu milioane de euro. Și când spun milioane de euro, nu unul, două. Oțelul Galați are vreo 12 milioane de euro datorii. Nu prea îi văd cum... Da, păi noi cu 300.000, e păcat. Lor nu le-a pus pe Nica Anafu, spre deosebire de situația noastră. Aia, la noi suntem Buzău aici, suntem așa, puțin mai dracule și mai rău intenționați. Îmi par rău să spun, dar asta e realitatea. Lumea este foarte rea aici la este, cum să spun, că nu se vrea decât rău până la urmă. Că nu are nimeni de câștigat, financiar vorbim, din punct de vedere, dacă se ajunge la faliment. Nici ANAF-ul ce mai ia, că nu mai ia nimic. Așa tot mai speră la ceva. Plus oamenii care sunt și care tot cred că nu interesează banii. Vă spun eu, cei care au cerut falimentul nu interesează banii. Interesează ca Gloria să fie în faliment. Jucătorii sunt neplătiți de peste 9 luni, iar clubul are datorii atât la bugetul de stat, cât și la terțe părți, situație în care instanța poate proceda la sechestru și vânzarea bonurilor aflate în proprietatea Gloriei Buzău. Mai mult se poate ajunge la radiere. Da, dacă spun sincer, acum o lună de zile, cred că nu se vedea nicio luminiță de la capătul tunelului. Prin schimbarea legii 69, eu zic că și fotbalul la nivel de divizia B va intra pe un făgaș normal. Nu va mai fi ceva a fost înainte și aici mă refer la contracte mari, că nu o să-și mai permită cluburile să dea bani foarte mulți, dar va intra măcar acei bani care vor fi, uitați de exemplu un plan de management pe care noi ne pregătim să-l facem aici la Buzău, dacă nu fi falimentul spre bucuria unora și spre bucuria multor suporteri să nu fie realitatea. O să axeze foarte mult pe tineret. Un salariu, cred că cel mai mare va fi de un 25 de milioane, 30 de milioane, exact cum era acum vreo un mandatul meu vechi la Gloria, în 2003. Și cam acolo. Ce să facem? Asta este situația. În ultimele două jocuri, oficialii buzeni au fost nevoiți să se împrumute pentru organizarea partidelor de pe teren propriu. După ce la penultimul meci de acasă, antrenorul Ion Viorel a fost cel care s-a împrumutat, la etapa intermediară de ieri, președintele Dan Tulpan a făcut rost de bani pentru baremurile de arbitraj și pentru asistența medicală.